Frați și vreau să vă invit cu respect să stăm ridicați în picioare, pentru că vreau să citesc un cuvânt din Scriptură. Și cei care aveți Cartea Sfântă la dumneavoastră, vă rog să o deschideți la 1 Împărați, capitolul 17, de unde vreau să citesc de la primul verset și până la versetul 16, pagina 379 în Biblie. 1 Împărați, capitolul 17, începând cu primul verset. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe, Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Scoală-te, du-te la sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei făimei văduve să te hrănească. Ile s-a sculat și s-a dus la sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și adu te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și atât strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Nu mai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina cea o mică turtă și a o Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din lucio nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați surori, unul dintre harurile felurite a lui Dumnezeu este ca Dumnezeu să ne vorbească. Și spun că este har de la Dumnezeu pentru că niciunul dintre noi, dragii mei, oricât de bine pregătiți din punct de vedere spiritual, am crede că suntem, nu merităm să ne vorbească Dumnezeu. Și cu toate acestea, stăpânul Universului, Dumnezeul acesta tot puternic, găsește să se îndrepte spre noi și să ne vorbească, slăvit să fie numele Lui. Și în psalmul 19, care s-a citit în această seară, la începutul slujirii, erau prezente acolo două metode prin care Dumnezeu vorbește. Vorbește prin creație. Cerurile spun Slava lui Dumnezeu, ziua, noaptea, soarele, pe toate acestea Dumnezeu le folosește ca mișloace ca să ne vorbească nouă, oamenilor care suntem tot creator al lui Dumnezeu. Dar dincolo de creație, dragii mei, este legea lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, care este desăvârșit, care înviorează Sufletul și care dă înțelepciune și luminează mintea. Și rugăciunea mea către Dumnezeu în această seară este ca acest Cuvânt al lui Dumnezeu. Să ne învioreze sufletul. Preluia. Și să ne lumineze mintea, să ne dea înțelepciune pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de așa ceva. Dumnezeu să asculte și această rugăciune. Deci, sunteți oameni de diferite vârste în locul acesta și știți că în dinamica vieții noastre există uneori situații foarte complicate. Fie nu avem sănătate, fie nu avem serviciu, fie nu ne ascultă copiii. Fie cine știe ce altă situație foarte complicată prin care noi trecem în viața aceasta. Și atunci când trecem prin situații complicate, dragii mei, trebuie să luăm decizii dificile. Vi s-a întâmplat să treceți prin o situație complicată în viață? Și să vă frământați mintea, să puneți întrebarea asta, oare ce decizie se iau în această situație complicată? Dragii mei, uh... Ilie și văduva din Sarepta erau într-o situație foarte complicată. N-a plouat în țară foarte multă vreme, era sărăcie, era foamete. Și în situația aceasta complicată și Ilie și văduva trebuiau să ia decizii foarte dificile. Știți foarte bine, frați și soror, că uneori cuvântul lui Dumnezeu pune înaintea noastră anumite experiențe ale oamenilor din Scriptură pentru ca să ne învețe pe noi cum să acționăm atunci când vom fi într-o situație asemănătoare celor din Scriptură. S-ar putea ca cei care sunteți în seara asta aici să nu treceți acum printr-o situație complicată. Totul să meargă bine. Să fiți sănătoși, familia să fie bine, afacerea să meargă bine, totul să fie în regulă. Să nu vă confruntați cu o situație care să vă ceară o, o decizie foarte complicată sau decizii foarte complicate. Dar știți cumva că mâine lucrurile nu se vor schimba? Frați și surori, știți cumva că nu se vor schimba vremurile? Împrejurările de viață? Că nu vom fi nevoiți, dragii mei, să stăm înaintea lui Dumnezeu cu această întrebare. Dumnezeule, ce decizii să iau într-o asemenea situație? Și poate că ceea ce a, a, a experimentat Ilie și a experimentat văduva aceasta în luarea deciziilor să ne ajute pe noi, dragii mei, în situația aceea când va trebui să luăm decizii foarte dificile. Vreau să predic în seara aceasta cu ajutorul Domnului despre vremea deciziilor dificile și să aduc înaintea noastră a tuturor câteva decizii complicate sau dificile pe care noi trebuie să le luăm în viața noastră de creștini în această lume. Dumnezeu să ne ajute! Dragii mei, prima decizie pe care vreau să o menționez în seara aceasta este decizia de a te încrede în Dumnezeu chiar și atunci când lucrurile se complică. Decizia de a te încrede în Dumnezeu chiar și atunci când lucrurile se complică în viață. Eu știu că dacă v-aș întreba în seara aceasta, bună dacă dumneavoastră vă încredeți în Dumnezeu, ce răspuns aș primi? Toți ne încredem în Dumnezeu. Pentru că suntem bine, pentru că nu avem nicio problemă care să ne, să, ne, să ne frământe, să ne problematizeze și toate lucrurile se duc, dragii mei, foarte lin în viața noastră. Și atunci, zicem, noi ne încredem în Dumnezeu. Când cămara e plină, când serviciul merge bine, când suntem sănătoși, când familia este în regulă, când sărbătorim și iar sărbătorim, dragii mei, e simplu să spun eu mă încred în Dumnezeu. Dar când se complică viața. Deci, mei, Ilie și, și văduva aceasta au trecut printr-o situație complicată de viață, când în acea situație complicată de viață au trebuit să decidă să se încreadă în Dumnezeu. Și au decis asta. S-au încrezut în Dumnezeu. Deci, mei, de ce credeți că e așa de complicat să te încrezi în Dumnezeu atunci când lucrurile în viață se complică? De ce? de ce? Folosindu-mă de textul acesta și de alte texte din Scriptură, vreau să vă spun că este complicat pentru că trebuie să învingi prima impresie. Prima impresie de foarte multe ori când ajungi într-o anumită situație complicată te demoralizează. Nu este prea încurajatoare. Imaginați-vă că Ilie ajunge lângă părul Cherit. Curge apă, și trebuie să aștepte să vină corbe să-i aducă mâncare. E încurajatoare o asemenea experiență de viață. Sau îl ia Dumnezeu pe Elie de la, de la părul cherit, după ce seacă părul, și îl trimite la, la sarepta. Știți la cine îl trimite Dumnezeu pe Elie? Nu o văduvă. În toată țara era criză, criză alimentară. Nu ploase de foarte multă vreme. Oamenii nu aveau ce să mănânce. Oamenii care au avut bunăstare mai înainte nu aveau ce să mănânce. Și Dumnezeu ia și îl trimite la o văduvă. Cum poate o văduvă, dragii mei, când oamenii cu stare nu mai au ce să mănânce? Cum poate o văduvă să ajungă pe altcineva? E adevărat că este descurajantă prima impresie. Dumnezeu ia pe Avram din țara lui și îl trimite într-o călătorie și îi spune, du-te într-o țară pe care ți-o arăt eu, acolo vreau să-ți dau moștenire. Știi ce se întâmplă după ce ajunge Avram în țara aceea? Vine o foamete. Când te duci în țara pe care ți-o promite Dumnezeu, când, când iei în, în inima ta, în ființa ta, promisiunea lui Dumnezeu și o crezi, și pornești la drum, lăsând totul în urma ta, și casă, și rudenii, și tot ce ai agonisit acolo. Și te duci într-o țară pe care Dumnezeu o descrie extraordinar, o țară unde vreau să te binecuvintez. Și când ajunge în țara aceea, vine foametea. Nu este descurajantă prima impresie? Se duc iscoadele în țara cananului, ajung până la, la graniță, la margine, se duc iscoadele în țara cananului, colindă țara într-o parte și alta, văd roadele țării, sunt extraordinare, dar prima impresie este descurajantă. Nu o să putem intra în poseția țării pentru că sunt acolo uriașii. E adevărat, frate, surori. Ca să te poți încrede în Dumnezeu când prima impresie te descurajează, trebuie să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Adică ce zice Dumnezeu este așa. Ce zice Dumnezeu, Dumnezeu face. Slăviți să fie numele Domnului. Și dacă, dacă Dumnezeu i-a spus lui Ilie așa, du-te la cherit, la pârâul acela și poruncesc corbilor să te hrănească. Ilie l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. S-a pornit, s-a așezat lângă pârâu și aștepta să vină, să vină uh, corbe să-i aducă mâncare. Dacă a spus Dumnezeu, du-te la Sarepta care ține de Sidon, a poruncit unei fătuve să te hrănească. Se duce la Sarepta și așteaptă ca acolo, în casa aceea sărăcăcioasă, Dumnezeu să-i dea hrană. L-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Dragii mei, dar este complicat să, să te încrezi în Dumnezeu cu lucrurile se complică și pentru faptul că trebuie să te comporți diferit de ceilalți oameni. Acum vreau să vă întreb. Câți dintre conaționalii lui Ilie credeți că s-au așezat undeva lângă un pârâu să fie hrăniți de corbi? Câți? S-a întâmplat așa ceva? Stă Rapșache în fața cetății, dincolo era Ezechia și cu poporul lui Dumnezeu și marea problemă pe care a avut-o avut, -o, a, avut -o, a fost următoarea. Pe ce te bizuiești? Pe ce se bizuiește încrederea ta, Ezechia? Comportamentul tău este diferit de comportamentul celorlalte popoare pe care ne-am dus să le cucerim. Pe ce se bizuie încrederea ta? Pe Egipt? Pe armată? Pe ce se bizuie? Și de ce? Comportamentul lui Ezechia era diferit. El se încredea în Dumnezeul care poate să scoată dintr-o situație complicată. Toate cetate era împresurată. Poate Dumnezeu să te scoată? Pavel era în corabie dus spre Roma și, dragii mei, vine o furtună năprasnică peste mare. Corabierii fac ceea ce știau ei că trebuie să facă, aruncă peste, peste bord încărcătura corabiei, încearcă soluții. Timp de foarte multe zile, dragii mei, soarul nu s-a arătat. Și timp de foarte multe zile oamenii aceștia n-au mâncat nimic. Tulburați, frământați, înspăimântați. Unul singur stătea diferit în mijlocul lor. Știți ce era acela? Oameni buni, se ridică Pavel, fiți cu inimă bună, cu inimă veselă dacă vreți. Cum adică să fim cu inimă veselă când corabia aceasta e purtată ca o coajă de nucă pe valurile mării? Cum să ne purtăm, să fim, să fim cu voie bună în, în, mijlocul, în mijlocul pericolului? Și a zis, a zis Pavel așa: Dumnezeul acela al cărui slujitor sunt, mi-a spus așa, nu va fi nicio pierdere decât a corabiei. Și eu cred pe Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă întreb, în cei care au trecut prin situații complicate în viață, poate o boală sau un diagnostic îngrozitor. Și Dumnezeu va a promis în mod incontestabil că Dumnezeu face ceva. Va a determinat să vă schimbați atitudinea, să fie diferită de acelor oameni care nu au credință în Dumnezeu? Pentru că atunci când se complică lucrurile în viață, trebuie să decid să mă încred în Dumnezeu, chiar dacă prima impresie este descurajantă, Chiar dacă alți oameni acționează altfel, eu acționez ca unul care mă încred în Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne urte la lucrul acesta. A doua decizie complicată, dragii mei, este decizia de a accepta felul lui Dumnezeu de a lucra. Dumneavoastră îl cunoașteți bine pe Dumnezeu, frați și surori. Îl cunoașteți bine, Felul meu de a vorbi este de a pune mereu întrebări retorice, nu neapărat să-mi răspundeți cu voce tare, dar să vă gândiți. Îl cunoașteți bine pe Dumnezeu și felul în care Dumnezeu lucrează? Știți că de foarte multe ori când noi, noi dăm busna înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre, noi în capul nostru și avem soluția. Cam așa ar trebui să lucreze Dumnezeu. Știți asta? Dumnezeu nu lucrează așa. Decizia complicată pentru mine, pentru noi, dragii mei, este să acceptăm felul lui Dumnezeu de a lucra. Pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod neobișnuit. Este obișnuit modul acesta să stai lângă părul, să trimite Dumnezeu corbi să te hrănească. E obișnuit? Nici de cum. Dar Dumnezeu lucrează într-un mod neobișnuit. Câte comentare putea să ridice Elie când i-a spus Dumnezeu o să vină corbi să te hrănească? Știți, era în Scriptură un om care a zis la un moment dat când a avut o viziune și a zis Dumnezeu scoală, te taie și mănâncă, a zis niciodată n-am mâncat ceva necurat. A zis Petru, da? Cum Dumnezeu le să mă duc să mănânc ce mi-aduc corbi? Dar atunci când, când trebuie să iau o decizie dificilă în situații complicate, Trebuie să accept să lucreze Dumnezeu cum vrea Dumnezeu să lucreze, într-un mod neobișnuit. Pentru că El este Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeul acesta, dragii mei, nu se încadrează în tiparele noastre, lucrează într-un mod, într mod, diferit de felul în care când noi că lucrează. Când, când, poporul Dumnezeu trecea prin pustiu și a început să cârtească înaintea lui Dumnezeu, mană, mană, tot mană, vrem carne, a zis Dumnezeu, o să vă dau o lună de zile carne. Și imediat în mintea lui Moise, dragii mei, s-a născut ideea umană. Cum se poate o lună de zile, 600 de mii de oameni care sunt pe aici să mănânce carne? O să tăiem boi? O să tăiem oi? O să prindem toți pești mării? Cum Dumnezeule? Și a zis Dumnezeu, Moise, oare s-a scurtat mâna lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu poate să lucreze numai în termeni ăștia umani sau Dumnezeu poate să lucreze altfel? Într-un mod neobișnuit. Și Dumnezeu a arătat lui Moise și a arătat poporului că poate să lucreze într-un mod neobișnuit. Dacă Dumnezeu a zis că le dă carne, le-a dat Dumnezeu carne în mijlocul pustiului. Pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod neobișnuit. Când pe vremea lui, lui Elisei, cetatea aceea era împresurată, Dumnezeu a zis așa, cuvânt profetic, mâine la poarta cetății se va vinde mâncare. Dar cetatea era împresurată. Dincolo de ziduri erau astea dușmană. Și atunci călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a gândit omenește și a zis nu există soluție chiar dacă face Dumnezeu ferestre în cer, că pe aici, pe la ziduri, pe la porți, nu poate să aibă nimeni acces cu mâncare înăuntru. Dacă de sus cumva vine, chiar dacă face Dumnezeu fereastră în cer, nu se poate lucrul acesta. Și a zis profetul Elisei, vei vedea că se poate, dar nu o să mănânci din ele. Pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod neobișnuit. Când trebuie să iau decizii dificile, în situații complicate de viață, trebuie să decid să accept felul lui Dumnezeu de a lucra într-un mod supranatural. Pentru ca să fac lucrul acesta, dragii mei, trebuie să cred că Dumnezeu este bine intenționat. Chiar dacă nu lucrează, nu lucrează cum gândesc eu că ar trebui să lucreze chiar dacă are soluții la care eu nu mă gândesc, care trec dincolo de înțelegerea mea rațională, dragii mei, indiferent de ce metodă alege Dumnezeu, Dumnezeu este bine intenționat. Slăviți să fie numele Domnului. Dacă n-am această credință când trec prin situații complicate, dragii mei, că Dumnezeu este bine intenționat, mă prăbușesc. Mă prăbușesc. Uh, poate am mai spus, nu mai țin minte, la aici sau, sau uh, uh, la Tabor, când a fost duminică seara, dar spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu, după ce a scos pe evrei din țara Egiptului, nu i-a dus pe drumul drept care duce spre, spre țara Cananului. Putea să-i ducă. Era cel mai simplu. I-a pus să facă un ocol. Și a înfundat la Marea Roșie. Și dintr-o dată, dragii mei, oamenii aceștia s-au văzut captivi în față Marea și în spate Egipteni, armata lui Faraon. Dumnezeule, ești bine intenționat sau nu ești bine intenționat? Ne duci și ne blochezi la Marea Roșie. Nu vedem nicio portiță de scăpare, nicio soluție. Dumnezeule, nu vedem. Ei, dragii mei, vreau să vă întreb, a fost Dumnezeu bine intenționat sau nu a fost bine intenționat? Vreți să vă da Scriptură că Dumnezeu nu a dus pe drumul acela drept, că a zis Dumnezeu, poate o să vadă războiul, o să se teamă și o să decidă să se întoarcă înapoi în Egipt. Îi duce la, la Marea Roșie pentru că acolo să vadă slava lui Dumnezeu, să vadă cum Dumnezeu lucrează într-un mod special, dincolo de puterea de înțelegere a oamenilor. Dumnezeu are soluția lui. Să să fie numele Domnului. În Noul Testament spune Sfânta Scriptură, în Matei, capitolul capitolul 14, că Domnul Iisus Hristos i-a silit pe ucenici să intre în corabie să treacă dincolo. Și-au intrat în corabie siliți și-au punit pe mare și vine furtuna Pericolul. Este bine intenționat Domnul sau nu-i bine intenționat? Când, când ceva ne împinge de la spate, dragii mei, și viața noastră intră într-o furtună, și totul, totul se dă peste cap, dragii mei, în câteva minute sau în câteva secunde. Este Dumnezeu bine intenționat sau lui bine intenționat? Devine greu să credem, nu? Copilul bolnav sau soția bolnavă sau soțul bolnav sau uh, faliment sau... Dumneavoastră credeți că Dumnezeu le știe pe toate, frați și surori. Credeți că Dumnezeu controlează situațiile pe care noi nu le putem controla. Credeți lucrul acesta. Dar aveți tăria să credeți că Dumnezeu este bine intenționat și atunci. Când vine furtuna. Aveți stări asta. Pentru că acolo, în furtună, se vede slava lui Dumnezeu. Deci, mei, ca să accept felul de lucru al lui Dumnezeu, trebuie să cred că este bine intenționat și el lucrează într-un mod suveran are la dispoziție Dumnezeul acesta, frați și surori, soluții pe care noi nu le avem și la care nici nu ne gândim. Cine s-ar fi gândit, dragii mei, că Dumnezeu are corp la dispoziție să meargă la adresă? Am fost în, în luna ianuarie în Irlanda cu o anumită ocazie acolo și îmi spuneau frații că magazinele acestea, McDonald's, au în Irlanda dronă care îți duce mâncare acasă, care face delivery. Faci comandă, trimite drona și îți lasă pachetul în fața casei. Dumnezeu avea corbi. Și a pus corbi să facă delivery pentru, 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 pentru Ilie. Să-i ducă mâncarea la adresa pe care a fixat-o Dumnezeu, lângă părul cherit. Pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod suveran. Când, când Ion a zis către, către corăbirea aceea care erau înspăimântați din cauza furtunii prin care treceau pe mare, când Ion a zis, aruncați-mă în mare. Nu știu dacă s-a gândit el că Dumnezeu are ceva soluție pentru el. A zis, sunt vinovat, aruncați-mă și voi scăpați. Avea Dumnezeu soluție pentru Iona. Să trimite un, un pește mare, o balenă, să-l să înghită și la porunca lui Dumnezeu să se ducă să-l lase pe țărm. Dumnezeu lucrează în mod suveran. Frați și surori. Ei, de aceea trebuie să accept, să decid să accept felul lui Dumnezeu de a lucra. Chiar dacă mintea mea nu pricepe, dragii mei, Dumnezeu de aceea este Dumnezeu. Amin. Că lucrează în mod neobișnuit. Trăbiți să fie numele Domnului. Dragii mei, ca să pot accepta felul lui Dumnezeu de a lucra, In imposibil de accepta, de, de, de accepta rațional, doar prin credință. Trebuie să accept să mă mișc în ritmul lui Dumnezeu. <coughs> nu știu dacă înțelegeți. Deci, mei, Dumnezeu a spus lui Ilie așa, du-te la părul Cherit, s-a dus acolo, rămâi acolo. Dumnezeu a zis, du-te la Sarepta. Cum imaginați-vă că din momentul în care Dumnezeu a spus lui Ilie să se ducă la Sarepta, ar mai fi stat o lună de zile. O lună de zile. Ar mai fi avut loc acea întâlnire la poarta cetății între Ilie și între văduva aceea. Unde ar fi trebuit Ilie să o caute pe văduva? Pe cât să întrebe din Sarepta, nu știți unde e văduva aceea la care mă trimite Dumnezeu ca să mă hrănească, cum să ajungă la văduva aceea? Dar pentru că El se mișca în ritmul lui Dumnezeu, frați și surori, Dumnezeu a aranjat această întâlnire la poarta cetății. Tocmai când a ajuns El acolo, văduva aceasta duna lemne. nu știu dacă mai erau pe acolo alte persoane. Asta era acolo. Pentru că Dumnezeu din ce a aranjat această întâlnire, omul acesta să se miște în ritmul lui Dumnezeu, adică să facă ce zice Dumnezeu de îndată și să ajungă la locul potrivit, la timpul potrivit. Pentru ca Dumnezeu din ce să poate lucra? Slăviți să fie numele Domnului! Și e ceea ce trebuie să fac eu și dumneavoastră, să ne mișcăm în acest ritm al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne spune să facem ceva, să facem ceva. Pentru că atunci Dumnezeu lucrează. Atunci Dumnezeu își arată slava. Zice Elie la un moment dat către, către Elisei, rămâi aici că Domnul mă trimite la Betel. Tu poți să faci ce vrei cu alte cuvinte. Nu ești legat. Eu trebuie să mă duc. Dumnezeu îmi fixează acest rim. Ajunge la Betel, nu știu cât stă la Betel. Zice către Elisei, tu rămâi aici că Domnul mă trimite la Erihon. Rămâi la aici că Domnul mă trimite la Iordan. În ritmul acesta, dragii mei, care era ritmul lui Dumnezeu, Ilie ajunge la Iordan la momentul în care Dumnezeu trebuia să-l ia să-l la cer. Pentru că Ilie umbla în ritmul lui Dumnezeu. Să să fie numele Domnului. Deci, dragii mei, a doua decizie dificilă în vremuri complicate este să decidem să acceptăm felul de lucru al lui Dumnezeu. Chiar dacă noi nu pricepem. Cum vrea El să lucreze? Cum vrea El să se poarte? Ce soluție vrea el să, să, aplice, să facă Dumnezeu lucrul acesta? Mă duc un pas mai departe, a treia decizie dificilă, Da, mei, decizia de a aștepta când lucrurile ne presează. Și dacă vi s-a întâmplat vreodată să trebuiască să așteptați ceva, dar să fie un context care vă presează să ieșiți din așteptare. Da, mei, omul acesta Ilie s-a dus la părul cherit. Dumnezeu nu i-a spus cât să stea la părul cherit. Și dintr-o dată apa din părâul acela a început să se împuțineze, să se împuțineze, să se evapore, să se piardă printre pietre și le se uita la apa aceea cum dispare. Ce a așteptat Ilie, frat și sorori? Nu s-a gândit la soluții? N-a căutat el o metodă să, să salveze viața în momentele acelea, ci a stat acolo așteptând, chiar dacă situația îl presa pentru că se termina apa din părâu. Așteptat să arate Dumnezeu următorul pas. Pentru că știți, Dumnezeu nu-ți arată drumul de la început până la sfârșit. E adevărat, frate Gabin? <coughs> îți arată un pas, îți mai arată un pas îți mai arată un compas. dacă umbli în ascultare de primul pas Dumnezeu îți arată pasul următor vă spuneam ceva mai devreme Dumnezeu mă trimite la Betel nu știu dacă Dumnezeu a spus de la început după Betel urmează Ierihon, urmează după Ierihon urmează Iordan du-te la Betel ajunge la Betel, Dumnezeu arată următorul pas du-te la Ierihon ajunge la Ierihon, Dumnezeu spune du-te la Iordan pentru că dragii mei Stau în așteptare înaintea lui Dumnezeu, așteptând ca Dumnezeu să-mi arate următorii pași în viață. Ma vreau să vă întreb. Când situația ne presează, avem tăria să stăm să așteptăm? Frați și surori, să așteptăm până Dumnezeu ne arată următorul pas în viață. Până Dumnezeu vine să ne spună, scoală de aici și du acolo. Fă următorul lucru în viață. Avem tăria. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ne binecuvintează atunci când avem tăria să așteptăm să ne arate Dumnezeu următorul pas în viață. Atunci Dumnezeu ne binecuvintează. Așa l-a binecuvântat Dumnezeu pe Elie. Vreau să mai spun un lucru, apropiindu-mă după aceea să încheie în al patrulea rând. A patra decizie foarte complicată. Și o să ating acum un, un subiect, poate s-ar putea mai delicat. A patra decizie complicată este să decizi să ajuți atunci când ți se pare că nu ai suficient. Și repet: decizia să ajuți atunci când ți se pare că nu ai suficient. Pentru că s-ar putea să nu fie complicat să decizi să ajuți atunci când ai din abundență. Numai că femeia asta, văduva asta, a trebuit să decidă să ajute atunci când a zis n-am. Pricepeți, frate și surori. Și ascultați cum punea problema. Când Ilie zice, auzi, adă puțină apă în mâna ta. Și ea a să aducă apă. Dar Ilie o zice, adă puțină pâine în mâna ta. Și a zis, a zis, femeia asta așa, viu este Domnul că nu am nimic copt. Strâng două lemne? Mă duc acasă, fac o turtă pentru mine și pentru fiul meu. Adică ce am este pentru mine și pentru fiul meu. Înțelegeți, frate și surori? Și atunci trebuie, când, când știi că ai ceva pentru tine și pentru casa ta, dacă Dumnezeu îți cere într-o situație complicată, să ajuți pe cineva, dragii mei, e o decizie dificilă să iei din ceea ce este al tău, pentru tine și pentru casa ta, să ajuți pe cineva. E dificil sau nu e dificil? Și femeia asta a trebuit să decidă să ajute când a zis, n-am decât pentru mine și pentru fiul meu. Oare ce te-ar putea, ce ne-ar putea ajuta, dragii mei, să fim dispuși să ajutăm pe cineva atunci când ni se pare că nu avem suficient. Ce ne-ar putea ajuta? Știți ce? Vorbirea lui Dumnezeu. Dacă suntem creștini, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, îl recunoaștem pe Dumnezeu ca autoritate peste noi, adevărat, frate și sorori și dacă este autoritate pe dum, pe, peste noi, Dumnezeu care este stăpân peste noi și peste tot ce avem noi, are dreptul să vină să ne ceară ce vrea El zicea Domnul Iisus Hristos în, în Noul Testament către doi ucenici duceți-vă satul dinaintea voastră acolo veți găsi un măgăruș, o măgăriță legat la colțul unui drum dezlegați și aduceți-mi bun, dar măgărușul și măgărița sunt ai cuiva au proprietar dacă vă va zice cineva ce faceți, să spuneți, Domnul are trebuință. Și o să vide. Așa spune Biblia. Da, frați și surori, pentru că Domnul este stăpân. Vorbirea lui Dumnezeu mă poate ajuta pe mine și ne poate ajuta pe toți să ajutăm pe alții atunci când ni se pare că nu avem suficient. Pentru că Dumnezeu ne spune asta prin Scriptură. Știți ce spune Sfânta Scriptură în Roman, dragii mei? Ajutați pe Sfinți când sunt de nevoi. Dar știți că s-ar putea un Sfinț să fie nevoi tocmai când noi nu avem prea mult. E adevărat? Să fie lângă noi cineva ca Ilie, într-o situație complicată, tocmai când eu am impresia că nu am suficient. Sau am doar pentru mine și pentru casa mea. E dificil să ascult de Dumnezeu să ajut un sfânt. Frate și surori, atunci când mi se pare că n-am suficient sau am pus deoparte pentru niște planurile mele, e, e complicat? Sigur că e complicat. Dar dacă Dumnezeu îmi spune, suntem dispuși să ascultăm de Dumnezeu. Deci, mei ascult de Dumnezeu să ajut când mi se pare că nu am suficient, pentru că Dumnezeu asta mă învață prin Scriptură. Dar fac lucrul acesta pentru că cred în credincioșia lui Dumnezeu. Adică, dacă eu sunt credincios, să ascult de Dumnezeu. Dumnezeu este credincios promisiunilor din Scriptură, adică să vină, să poarte de grijă, slăvit să fie numele Domnului. Femeia aceasta, văduva aceasta, când a auzit, așa vorbește Domnul. Adică a zis Ilie, du-te, fă mai întâi pentru mine, tur de aceea, apoi faci și pentru tine, că așa vorbește Domnul. Făina nu se termină, unde el nu se termină, până de Domnul ploaie pe fața pământului. Și spune Sfânta Scriptură așa, femeia asta s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Cuvântul lui Ilie era, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu din ce a văzut credincioșia acestei femei? Dacă Dumnezeu a zis așa, femeia s-a dus și a făcut așa, Dumnezeu a fost credincios să-i poarte de grijă. Și multă vreme, zice Biblia aici, a avut ce să mănânce ea, fiul ei și Ilie. Pentru că Dumnezeu este credincios. Spuneți Sfânta Scriptură în Cartea, în Cartea Împăraților despre un moment din viața lui David, fugea de Saul, s-a ascuns undeva la Țiclag în, în țara Filistenilor și a făcut așa o o năvălire undeva și în momentul acesta au venit amalecite și au ars ciclagul. Și au luat tot ce era în ciclag. Neveste, copii, acelor oameni care erau cu, cu, cu David. Când s-au întors, nu mai era nimeni acolo. Și ascultați, extraordinar. Spune Sfânta Scriptură că niște oameni de-a lui au găsit un băiat, un egiptean, abandonat pe câmp. L-au adus la David și ceea ce este uluitor este următorul lucru. David i-a dat pâine să mănânce, apă să bea, smochine, stafide după ce băiatul ăsta s-a întrămat, adică s-a refăcut trei zile, nu mâncase nimic. După ce s-a întrămat, s-a refăcut, spune Sfânta Scriptură că David a zis, cine ești tu de fapt? Și a zis el așa, eu sunt un egiptean, în slujba unui am alecit, am fost bolnav și stăpânul m-a abandonat. Și începe să spună istoria, am năvărit în partea ce am năvărit în partea ce am năvărit la țiclac și am ars Și ascultați, David îi face acestui om acest bine, îi dă să mănânce pentru că eram și bolnav și muritor de foame. Și băiatul acesta devine călăuza lui ca să se ducă să-și elibereze toți prinși de război, femei și copii. E adevărat asta spune Biblia. Tu faci asta și Dumnezeu știe să te binecuvinteze în alt fel. David, fără să știe cine e băiatul ăsta și ce hram poartă, a văzut că e flământ și că e bolnav. I-a dat pâine, i-a dat apă, i-a dat smochine, i-a dat stafide să se refacă. Și pe băiatul ăsta Dumnezeu l-a folosit ca să-i dea lui David o mare biruință. Pentru că Dumnezeu este credincios. Atunci ai experiențe cu Dumnezeu. Când știi prin credință, când crezi că n-ai resurse, din puținul pe care l ai, ajuți pe cineva care este în nevoie. Dumnezeu este credincios. Poate nu atunci când nu ai mare nevoie, dar când vei fi tu în nevoie, Dumnezeu să se îndure să te binecuvinteze, pentru că Dumnezeu este credincios. și surori, spun încă o dată la încheiere, s-ar putea să nu fiți niciunul de aici în situații complicate în viață. Și dați slavă Domnului pentru asta. Dar viața aceasta urcă și coboară. Suntem pe vârful muntelui și imediat suntem undeva prăbușiți într-o vale. Și în situațiile complicate de viață trebuie să luăm decizii complicate, decizii dificile. Să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, să decidem să ne încredem în Dumnezeu chiar dacă viața se complică. Pentru că Dumnezeu nu este Dumnezeul vremurilor bune, în mod special. Este Dumnezeul fiecare perioade de viață. Și slava lui Dumnezeu, dragii mei, se arată în momentele complicate de viață. Să decidem, chiar dacă ne este greu, să acceptăm felul lui Dumnezeu de a lucra, dincolo de puterea noastră de înțelegere. Dumnezeu este suveran. Să acceptăm să așteptăm, dragii mei, chiar dacă situația ne, ne presează să nu mai așteptăm. Să așteptăm, dragii mei, pentru că asta vrea Dumnezeu. Știți, în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că. Samuel a zis lui Saul așa, după ce ți se vor întâmpla toate lucrurile acestea, fă ce vei găsi de făcut, că Domnul e cu tine. Apoi să te cobori la Gilga să mă aștept șapte zile. I-a fost complicat lui Saul să aștepte, frați și surori. O zi, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Și Samuel nu vine. Și a zis, ia-l aduceți-mi jertfa, să aduc jertfa. Că trebuia să vină Samuel să aducă jertfa. Pentru că a văzut că poporul se împrăștie, o să vină filistenii, și tocmai pe când aducea jertfa a venit Samuel. Pentru că omul ăsta presat de împrejurări, n-a mai avut tăria să aștepte. Și a zis Samuel către el, ai lucrat ca un nebun. Adică n-ai avut tăria să aștepți. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să așteptăm în tăcere ajutorul Domnului, este paragara din Scriptură. Și decizia dificilă, dragii mei, de a ajuta pe alții când avem impresia că nu avem suficient, Chiar dacă trebuie să o, luăm, să o luăm, pentru că Dumnezeu e credincios să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute la toți. Amin.